ziua, dragii mei, și bun găsit la o nouă etalare. Vă invit la Zodia Taur. Cei născuți în Taur și au ascendentul sau au ascendentul în Taur pentru luna mai, să vedem ce este important pentru dumneavoastră să știți. Ce vă oferă luna mai? Pentru Taur. Haideți să vedem la Taur, luna mai. Vă gândiți la o relație triunghiulară, la o persoană care poate are pe altcineva, dumneavoastră aveți pe altcineva, vă gândiți la această persoană. Alții dintre voi vă gândiți că partenerul sau partenera v-ar putea înșela sau că cineva de la serviciul vă trădează, vă înșeală și așa mai departe. Sau că în jurul dumneavoastră există numai persoane de acest gen sau ați avut în ultima perioadă de aceste persoane și parcă nu mai aveți încredere, nu mai aveți încredere în nimeni, în nimic, nu știți ce să faceți. Luna mai este în mintea dumneavoastră, de fapt în luna mai în mintea dumneavoastră vă veți simți răvășiți de aceste sentimente de trădare, de abandonare, de înșelare, da? Și așa mai departe. Nu sunt sentimente tocmai bune, dar uneori poate să-mi vorbească despre o relație triunghiulară. Haideți să vedem mai departe. Vă gândiți la anumiți copii ai dumneavoastră, ai partenerului, partenerei, ai copiii sunt importanți pentru voi, da? Nu știu în ce măsură, în ce manieră poate lucrați cu copiii, da? Acolo unde lucrați și vă gândiți ce aveți de făcut, da? Acum cu această problemă cu încheierea anului școlar și așa mai departe, da? Deci vă gândiți la copii, vă gândiți de asemenea la o schimbare, vă gândiți la bucurie, vreți să vă reîntâlniți, s-ar putea, cu anumite persoane pe care nu le-ați văzut de mult timp, persoane cu care ați copilărit, persoane poate cu care ați fost la liceu, la facultate, în școala generală și așa mai departe. Alții dintre dumneavoastră vă gândiți să mergeți la casa părintească, să vă relaxați, să reînviați în mintea dumneavoastră acele amintiri favorabile care să vă dea o stare de bine. Însă cert este că vă doriți o schimbare și simțiți că această schimbare nu mai vine. La ceea ce dumneavoastră trebuie să faceți atenție este la faptul că vă proiectați într-un mod diferit. Realitatea este una, iar voi o vedeți cu alți ochi. Judecați pe ceilalți din jurul dumneavoastră. Eu vă spun ce văd, da, cărțile. Poate dumneavoastră vă dați seama, poate nu judec pe nimeni. Eu spun ceea ce văd în cărți. Sunteți foarte rapizi și impulsivi în a judeca pe ceilalți. Pentru că, de ce? Dumneavoastră transmiteți anumite informații anturajului vostru. Poate să fie o persoană în anturajul dumneavoastră, poate să fie 10, poate să fie 100. Anturajul dumneavoastră. Transmiteți o anumită informație sau anumite informații, însă ele sunt percepute așa cum dumneavoastră le transmiteți de către acea persoană sau acele persoane. Însă există o mare problemă. Problema este legată de faptul că voi aveți impresia că persoanele respective au înțeles greșit. Ori nu.
persoanele acelea au înțeles exact ceea ce dumneavoastră vreți să transmiteți. Dar impresia dumneavoastră este alta. Ați vrut poate în mintea voastră să spuneți altceva, însă ceea ce ați transmis este exact ceea ce acele persoane au înțeles sau acea persoană. Dar voi vă zbateți cu voi și vă veți afla într-un conflict mental pentru că vă veți gândi la faptul că dar de ce X, Y, Z a înțeles așa sau de ce doar Y a înțeles așa sau de ce doar X a înțeles așa. Pentru că asta ați spus, asta ați transmis. Dumneavoastră s-ar putea să fi avut în minte altceva, dar lumea, să știți că în general nu este capabilă să citească gândurile noastre. Ceea ce spunem, da, ceea ce emitem ca și conversație, ca și cuvinte, da, tonul pe care îl utilizăm este perceput de persoana respectivă în maniera în care dumneavoastră îl transmiteți. Da? Bineînțeles, cu mici excepții, dar ceea ce vreau eu să spun este că luna mai, nervozitatea dumneavoastră vă va pune undeva în fața unor, nu știu, s-ar putea să vă certați cu cineva sau să fiți mai, da, un pic mai iritați, da, să zic, așa să utilizez acest cuvânt, pentru tocmai faptul că ceilalți percep altfel decât dumneavoastră, au înțeles altfel. Nu! Au înțeles exact ceea ce dumneavoastră ați transmis. Da? Vreți să transmiteți ceva? Păi transmiteți. Asta vor înțelege ceilalți. Și atunci începeți să-i judecați. Începeți să aruncați cu a, uite, a înțeles așa, dar de ce a înțeles așa? Ori nu este cazul. Nu este cazul. Realitatea este altfel decât dumneavoastră o aveți în minte. O deformați un pic. Pare rău că vă spun, dar eu spun care sunt energiile cărților. Da? Este diferită realitatea. Da? Haideți să vedem ce trebuie să examinați dumneavoastră. Să vă uitați la familia dumneavoastră. Să faceți atenție la această familie, să faceți atenție la cât cheltuiți, la cât primiți, da? Ce intrări de bani aveți și ce ieșiri de bani. Să faceți atenție la o moștenire anume, la o moștenire pe care să știți că vă gândiți că vi se cuvine vouă, dar de fapt s-ar putea să trăiască, să o împărțiți. Sau, dacă nu este cazul, să vă gândiți la jobul dumneavoastră, pentru că aveți impresia că cineva vă blochează, să zic, în mod expres, da, vă blochează obiectivele dumneavoastră profesionale. Nu! Nimeni nu vă blochează nimic. Ați ajuns și ați atins aceste obiective profesionale sau le veți atinge în luna mai, pentru că așa trebuia să fie și pentru că dumneavoastră aveți un bagaj extraordinar. Un bagaj foarte frumos pe care l-ați primit de la familia dumneavoastră, de la părinții dumneavoastră, de la bunici și așa mai departe. Acest bagaj extraordinar este unul dintre cele mai mari aturi ale dumneavoastră. Veți fi extrem de independenți în luna mai, din punct de vedere financiar. Veți avea o stabilitate financiară poate mai bună decât cea din luna aprilie. Deci lucrurile vor merge pozitiv dacă dumneavoastră veți fi organizați, iar proiectul dumneavoastră, planul dumneavoastră va fi pas cu pas și nu impulsiv. Alții dintre voi s-ar putea ca realitatea dumneavoastră să fie diferită din punct de vedere financiar, să aveți impresia că fie nu aveți bani sau nu vă ajung banii pentru X, Y motiv, sau și realitatea să fie că aveți
bani de ajuns, pentru că văd că aveți acest lucru, sau pur și simplu să poate să fie invers, să există o problemă legată de bani, să există o problemă legată de o proprietate, de o moștenire care să vă împiedice, sau dumneavoastră să aveți impresia că va trebui să scoateți niște bani pentru o moștenire, pentru a, să zic, a reconstrui casa părintească, a renova și așa mai departe. Dar nu, lucrurile sunt bine, da? Trebuie doar să faceți fața acestei realități, da? Să fiți real. Dacă nu, există șansa mare a unei separări. Dacă ne gândim la soț, da? Pentru că aici este o relație de căsătorie, pentru cei care sunt căsătoriți, există o șansă mare să există această separare. Însă, pentru mulți văd că deja ceva, un eveniment sau ați auzit sau ați văzut sau ați asistat care v-a luat prin surprindere, v-a șocat foarte mult, iar acum nu știți ce să faceți. Însă, văd foarte mult în mai o problemă legată de bani la dumneavoastră, legată de copii, legată de o relație, cum că cineva vrea să vă trădeze acolo unde existați. Spre exemplu, o căsătorie, aveți mereu impresia că persoana cealaltă vă trădează și vă doriți acest divorț, da? Doriți să scăpați de aceste probleme. Tot ceea ce trebuie să faceți, atenție, este la banii dumneavoastră, la moștenirea dumneavoastră, la jobul dumneavoastră, la cariera voastră, la partener, da? Să vă concentrați asupra acestor lucruri și nu asupra ceea ce auziți și ceea ce vedeți, da? Pentru că nu, lucrurile nu, eu dacă iau, să zic, ochelarii dumneavoastră, nu voi vedea aceleași lucruri precum dumneavoastră. Deci fiecare vedem în mod diferit. Ori dumneavoastră trebuie să le plasați exact așa cum sunt, să vă creați realitatea dumneavoastră, dar exact așa cum o percepeți voi, da, dragii mei? Și cărora nu le place, nu le place și cu asta basta. Mulțumesc, dragii mei tauri, că ați fost alături de mine, vă doresc tot binele din lume și sper să ne revedem cu bine la noi etalări la fel de interesante. La revedere!